E greu să vii la microfon după atâtea citate celebre și după un speech atât de reușit ca al domnului prefect. Vreau să vă spun doar atât că astăzi, 1 decembrie, celebrăm cea mai importantă sărbătoare a României, Ziua Națională, a României și a românilor. Indiferent de naționalitatea noastră, indiferent de religie, de apartenență politică sau de ce criterii mai vreți dumneavoastră, este cea mai importantă sărbătoare a noastră. E un bun prilej să ne amintim de înaintașii noștri, aceia care au făcut posibilă unirea de la 1918. Mulți dintre ei au luptat cu arma în mână și foarte mulți, poate prea mulți, au făcut jertfa supremă. E un bun prilej să ne amintim de ei, cum e un bun prilej să ne amintim de acei oameni care ne fac mândri că suntem români. Avem, așa cum spunea și domnul prefect, avem atâția sportivi celebri, avem atâția oameni de cultură celebri. Sunt foarte multe personalități, sunt foarte mulți oameni de care putem să fim mândri. Noi, militarii din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, am răspuns, ca de fiecare dată, am răspuns prezent solicitării autorităților locale și desfășurăm ceremonii militare în toate garnizoanele din țară. Probabil că ați văzut la televizor, cele mai importante sunt la București și la Alba Iulia, așa cum era și firesc, dar s-au desfășurat ceremonialuri și la Craiova, și la Iași, și la Timișoara, la Cluj. Noi în județul Covasna am început de dimineață, am mers la Brețcu, am fost și la Târgu Secuiesc, am fost la Covasna, la întorsura Buzăului și iată-ne că acum am venit și în municipiul reședință de județ. Mă bucur să văd o asistență atât de numeroasă, cum spuneam și pe unde am fost astăzi. E important să vezi foarte mulți oameni, că sunt alături de noi când sărbătorim Ziua Națională, e important să vezi atât de multe steaguri tricolor. Și cel mai important, așa cum spunea și domnul prefect, e important că vedem foarte mulți copii. Asta înseamnă că viitorul țării e pe mâini bune. În încheiere vreau să spun doar atât. La mulți ani, România! Urmează depunerea